Atât. Cocoș și câini și nebunie și... Foarte reprezentativ. Foarte reprezentativ. Motive pentru care ne mutăm din Filipine. Așa se numește, așa, ăsta este titlul vlogului nostru de astăzi. Mi-a fugit ideea. Păi așa am fugit și mie ideile când mă întrerupi, vezi? Zici tu când ești gata, da? Sunt gata. 2, 3 și... Ce credeți? E a doua oară când filmăm chestia asta? Da! De fapt, înseamnă că o să avem mai multă experiență. Sper. Am încercat să mai filmăm, dar ne-a murit și camera și GoPro-ul și acum azi filmăm de pe telefon. L-am conectat la baterie, sper să avem tot ce ne trebuie ca să ducem video-ul ăsta până la capăt. Așa că a venit momentul să vorbim despre motivele pentru care plecăm din Filipine. Te rog frumos. Mă simt într-o reluare, dar e ieftină. Auzi, cum mă rog, să-ți spunem, cum să-ți spunem ție ca și, cum se numesc ăștia, crainic. Nume de crainic, ce nume? Sau poți să-mi spui băiatul. Băiatul, pasează telefonul. Am făcut și o listă, să știți, cu motive. Pentru că noi am repetat înainte, între ghilimele, toate chestiile astea, îmi dau seama că am omis câteva, dar în fine. Stăm cu ochelarii pentru că iese destul de soare, așa că o să vă rog să mă scuzați pentru această indecență. Deci am făcut o grămadă de... am făcut aici o listă destul de vastă cu motive și într-o ordine care nu e neapărat aleatorie, dar nu e nici întâmplătoare, nu e nici intenționată, nu e nici ordine. Să începem. Ce mai e întâmplător în filmul meu? La numărul 1 am pus... Uitați-vă la telefonul lui Matei, noul telefon! Că oamenii nu știu noul telefon. Deci știu doar cei de pe Instagram. Deci este BlackBerry, dacă vreți să știți. E luat din muzeul de la noi, de Ploiești, muzeul de istorie. Lipsa de organizare și infrastructura precară a fost primul motiv pe care l-am depistat noi ca fiind unul dintre cele mai importante motive pentru care o zbugim de pe aici. Ce ai de spus despre asta, băiatul? Ca ce începe băiatul? Eu zic că da. Și te nemulțumești atât la niște oameni neorganizați și... Lipsa de organizare socială. Mamă, dar chiar bună cafea, am avut și o cafea bună de nu știu cât timp. Bun. Nu-mi parcă nici l-am filmat încă o dată. Da, dar mă simt ciudat acum. Prima oară a fost super natural, acum mă simt super ciudat. Da, mă, dacă nu... Încep tu, că știi că mă pornesc mai greu, dar după aia abia mă mai oprești. Ne gândeam că au o organizare precară în sensul în care trăiesc numai pentru ziua de astăzi. Și în momentul în care trăiești numai pentru astăzi, în momentul în care planul tău cel mai îndepărtat este Bucas Tumor, adică e undeva aproape că nu se întâmplă niciodată tumorul ăsta, este efectiv, deci în momentul în care ești pentru ziua de azi nu poți să ai niciun fel de organizare. Se întâmplă doar ce se întâmplă astăzi, în momentul ăsta, în secunda asta, e vorba de 10 minute efectiv de aici încolo. Ăsta e viitorul. 10 minute. Nu, și problemele, adevăratele probleme apar în momentul în care trebuie să coordoneze mai mulți oameni să facă ceva. Exact, exact. Și în momentul în care, exact, nu știu, acțiunea care urmează a fi făcută are mai mult de două etape. Și atunci, nu, șansele ca lucrul respectiv să nu se mai întâmple sau se întâmple greșit, total, absurd, total, anapoda. Anapoda. Iată ce cuvânt am folosit. Anapoda. Băi, atunci, sigur că ai dat drumul la cameră, că poate iar vorbim ca nebunii. Ia, stați un pic, stați tu mai puțin, ne scuzați. M-am dus să fac o probă. Du-te și fă, că nu știm. Așa, deci ziceam că... Ăsta e jingle-ul tău? Da, și în momentul în care între aceste două etape se mai intercalează și mai mulți filipinezi, este dezastru de pe lume, sfârșitul pământului. Adică nu există să coordonezi doi filipinezi. Dacă în astea două etape, dacă din punctul A în punctul B sunt doi filipinezi, ai nebunit, gata, poți să-ți dai foc la tot, că nu mai există nimic, planul tău este la revedere, pa! Este inexistent. Și infrastructura asta precară, la ce ne-am referit în momentul în care am trecut-o pe listă, că nu mai țin minte.
la drumuri. E foarte dificil să ajungi din punctul A în punctul B, tu sau mărfuri de care tu ai nevoie sau... Da. Dar chiar vorbeam despre asta și în momentul în care am filmat degeaba, că, mă rog, am adus la cunoștință faptul că în momentul în care vorbești ca și turist, te raportezi altfel la lucruri. Poate e cool, fun, experiență. Bă, nu știu, pentru mine n-a fost plăcut nici ca turist. N-a fost plăcut, dar sunt unii turiști care spun, mamă, cât de tare e să... Mergi cu găini în van. Sau să nu-ți vină vanul, sau să dureze o oră, în mod normal, dar de fapt, în realitate, îți dureze 3 ore drumul, sau o zi, sau două zile, așa cum mi s-a întâmplat nouă în Coron, spre exemplu. Da, am plecat din El Nido în Coron, s-a stricat motorul la Fast Ferry, de două ori, adică de două ori în acea zi, în același trip, ca să zic așa. Mă rog, într-adevăr, ai putea să spui că, mamă, ce experiență, uite ce s-a întâmplat. Și uite, s-a mai întâmplat asta și prin Myanmar și am trecut-o la capitolul experiență, le povestim și acum. Dar în momentul în care locuiești aici și ai nevoie de niște lucruri... Ce se întâmplă asta de fiecare dată când ieși din casă? Da, și nu te poți baza pe absolut nimic și nu ajung lucruri, adică n-are sens să vă mai amintim. Într-adevăr, acum e o situație excepțională, în sensul că a fost pandemie, a fost... situația care, mă rog, este, de fapt, situația care este, nu ne-a ajuns la TV un timp util, am așteptat o grămadă de luni după el. Telefonul lui Matei a fost comandat de către o tipă care mă urmărește pe mine pe Instagram. Și care aș vrea să-i mulțumesc pe această cale. Cred că e foarte drăguț din partea ta, dacă îi mulțumești personal. Deci a ajuns în două zile din Manila, iar din Manila... În Manila, din Singapore în Manila, iar din Manila încoace într-o lună jumate. În condițiile în care merg, teoretic, feriurile există, cargo, avioane, deci nu știu. Avem un prieten care și-a comandat un caiac din Cebu să-i ajungă în Puerto Princesa și ajungea mai repede dacă se ducea el în Cebu și venea cu caiacul, realmente, adică chiar s-a gândit la asta. Da. S-a gândit să se ducă în Cebu, dar nu puteai să te duci în Cebu, să vină pe caiac, realmente, pentru că i-a ajuns în două luni caiacul. Adică, în fine, mai avem ceva de adăugat la asta? Nu știu, inițial am avut mai multe, dar cred că ne-am descărcat așa. Ne-am descărcat, da. Am vărsat toate frustrările atunci și n-a mai rămas nimic. Acum... Uite, poate inserez niște chestii, ceva a filmat, dar poate inserez niște lucruri. Uite, inaccesibilitatea care duce la compromisuri ar fi un al doilea topic. Și când am zis despre inaccesibilitate, când am scris inaccesibilitate aici, ne-am gândit la cât de greu ne-a fost, de fapt cât de mirați am fost să găsim un singur magazin într-un mall, în Manila, în mijlocul Makati-ului, un magazin cu produse de-astea mai naturale, mai eco, mai green, mai ok, un singur magazin a fost, am întâlnit în calea noastră și ne-am dat seama cât de greu este, adică realmente nu ai acces la nimic. Da, mă rog, trebuie spus cumva că în Filipine sunt două extreme, deci sărăcie asta lucie, da. Și super bogăție. Și atunci găsești Louis Vuitton și blam, nu mai știu alte mărți astea, în fine. Deci le găsești pe toate, da, multe, da, da. Care nu există sau pe care eu nu le-am văzut. Nu, unele nu există nici la noi, unele nu există nici în București. Dar după aia, adică pentru oamenii normali, găsești absolut nimic. Deci găsești fie sari-sariurile sau chestiile pe care le găsești la marginea drumului, fie lucrurile astea, iar chestiile de mijloc pe care noi le consumăm în România, pe astea nu le găsești. Lucruri normale, da, adică, nu știu. Nu sunt de calitate, adică dacă realmente vrei să-ți cumperi, nu știu, ghinoa sau lucruri de genul ăsta, chiar trebuie să faci un efort, cel puțin aici, dar mă rog, asta să zicem că vorbim la un alt capitol despre lucrurile astea, dar
Vezi, asta e, că acum se amestecă. Se amestecă, nu mai da. Știi, că noi le-am atins pe toate, dar nu mai știu ce nașpa ce ordine e să filmezi ce... aiurea și acum să o iei de la capăt. Parcă zici că suntem la teatru. Dar nu, chiar nu. Că am mai trecut prin asta și am intrat foarte adânc în ele în momentul anterior. Dar eu am zis că o să fiu mai bine structurat, dar de fapt... Uite, un al treilea punct despre care, pe care l-am menționat în momentul în care am făcut lista este neseriozitatea lor. Neseriozitatea tuturor oamenilor de aici, nu neapărat a lor, a filipinezilor, cred că da, ei sunt cei mai... Da, să ne referim da, la asta, da, principal. La... Da, dar vezi și asta, acum dacă stau să mă gândesc, e neseriozitatea lor comparată cu ce? Păi, cred că o compar cu... Deci dacă te referi la neseriozitatea lor în ceea ce privește construcția unui... Construcția, ar trebui să o compar cu neseriozitatea în același domeniu. Da. Și nu știu dacă am întâlnit, adică nu știu, poate unii dintre voi ați întâlnit, am trecut și noi prin stadiul ăsta de construcție, dar nu știu să... Mă rog, hai să vorbim așa la modul general. Da, deci, da, practic, da. Există șanse foarte mari ca... Mă scuzați, mă, dar cu... O persoană cu care ai vorbit sau cu care ai agreat ceva sau pe care ai angajat-o să-ți facă o anumită lucrare, vină la muncă, să nu-ți vină, da. Fără să te anunțe, fără nimic. Să nu vină fie deloc, să nu vină o perioadă, să vină după ce se termină ploaia. Să vină jumătate de zi, să nu vină deloc. Să-ți spună că i-a rupt piciorul și tu după aia să-l vezi mergând prin sat. Adică și o iau și foarte, o iau și ca pe o tragedie, că în momentul în care le atrage atenția, uite, exact cum ai zis tu, foarte sensibil. Sunt foarte sensibili și o sensibilitate efectiv de copil, adică nu e o sensibilitate realmente pe care o poți compara cu sensibilitatea unui copil. Adică sunt casanți, sunt sensibili, plâng efectiv, adică a fost un muncitor pe care Matei doar l-a întrebat. Era chiar șeful de șantier. Șeful de șantier. Pe care l-a întrebat, băi... Și inginer, practic. Zice, îți place cum este ăla... peretele, era strâmb, de fiști, practic, peretele. Practic, s-a bătut joc de un perete. Băi, și efectiv a început omul să plângă, adică n-ai fost agresiv sau ceva, efectiv a început omul să plângă și nici nu știi, adică te simți nu știu, prost. Nu zice adesea că sunt agresiv. Și tu nu ești. Eu zic că nu sunt, nu? Nu știu cum să, că nu vreau să așa. Păi, și atunci de ce zici că s-a agresiv? Hai să ne mai uităm aici. Deci asta ar fi. Am zis până acum că lipsa de organizare și infrastructura precară ne-a determinat să luăm această decizie. Inaccesibilitatea și compromisurile pe care trebuie să le facem ca să avem acces la niște produse bune și de calitate și fără să ne dăm toată energia pe chestia asta. Neseriozitatea lor și acum, uite, următorul topic ar fi faptul că ar fi legat de comunitate. Ce ne poți spune despre comunitatea de aici? Sunt convinsă că ai foarte multe lucruri de spus. Da, da, l-am spus în interviul anterior. Da, eu zic să faci atât la memorie și să zici. Da, deci... Așa în câteva cuvinte, că nu o să mai intru în detaliile în care am intrat prima dată. Noi când am venit aici, chiar ne-am dorit o comunitate mică, ne-am dorit să experimentăm viața într-o comunitate mică. Știam că e un sătut ăsta și că vor fi mai puțini oameni și că se va apropia viața de zona asta, de comunitate. Dar după timpul petrecut aici ne-am dat seama că nu vrem să trăim într-o comunitate. E mult prea mică această comunitate. Toată lumea știe pe toată lumea. Toată lumea calcă în intimitatea celuilalt așa, fără nicio chestie. Practic nu există intimitate. Da. Toată lumea cunoaște pe toată lumea. Nu prea ai cum să te ferești, dar nu în sensul că vreau să mă ferez de ăla sau de ăla, dar pur și simplu, nu știu, poate vrei să stai singur. Da, am avut momente când efectiv... Poate n-ai chef să vezi pe nimeni într-o zi. Intrau peste noi în casă. Bine, dar aici nu vorbim de filipinezi, vorbim de expați.
Deci efectiv sunt momente în care dacă este ușa deschisă, cum este tot timpul pentru că e cald și ne aerisește casa, efectiv intră peste tine, adică nu contează, mănânci, ești la calculator, ai treabă, faci exerciții fizice. Nu contează ce, ideea este că intră peste tine și stau acolo. N-au nici chestia asta să-și dea seama că au venit într-un moment nepotrivit sau că... Deci nu-și pot da asta, mai rămân acolo și trebuie să te întrerupi. Eu știu, de foarte multe ori ne-am întrerupt și la un moment dat am zis, bă, ia mă, hai, că noi suntem, adică ne-am și gândit că hai să fim gazde bune, să ne întrerupem din tot ceea ce făceam și să primim oaspetele cum trebuie. Și la un moment dat am zis, bă, gata, dacă mai veni la mine și mai surprins mâncând, o să mănânc, că te invit și pe tine, nu vrei să mănânci. La un moment dat, puteai să-ți mai desfășuri activitățile. Nu, adică noi și nu... Să stai exact. Oamenii aia toată ziua. Pleca unul, venea celălalt. Exact. Așa. Iar chestia asta, nu știu, e un lucru pe care nu... Dacă le dai și has și ceva de băut, la revedere. Nu mai scapi. Și nu... Pisicile. Nu, da, chiar nu există... Nu e ca la oraș. La oraș m-a sunat cineva, boss, vin și eu în vizită pe la tine. Nu sunt acasă, bossule, îmi pare rău. Nu, bătea omul jumătate București să mă... Vadă că e mașina în fața locului. E mașina parcată. S-a sunat cineva la sonerie, te uitai, te ziceai că nu ești acasă, chiar dacă se vedea umbra. Zici, ai oameni că te văd prin vizorul unde, acum că nu... Am și dat în casă și ne întoarcem în România. Aoleu, nu, dar chiar când spunem că nu suntem, nu suntem. Da, deci nu prea poți să o... Nu prea ai cum să o potești aici. În fine. Și uite, un alt topic ar fi intimitatea și faptul că, da, uite, după comunitate scrisesem intimitate. Uite, vreau să reiterez faptul că noi locuim în aceeași curte cu cea de la care am închiriat casa, deci practic cu proprietara casei și locuim în aceeași curte cu ea și cu cei 4 copii și cu tot familionul încă 20, nu știu, când mai vin pe acolo. Da. Dar sunt niște oameni extraordinari, adică cumva, chiar dacă sunt filipinezi și lucrul ăsta, realmente nu l-am întâlnit aici, l-am întâlnit la ea, își dau seama că poate că e prea de dimineață, spre exemplu, să vorbească prea tare și își dau seama și ajustează sonorul. Nu înțeleg, de ce nu-și dau seama și în timpul zilei? Se gândesc că să și trezesc de vreme, doamne, la 6 dimineața sunt în picioare, stau. Frunze, urlă, da, gătesc. Adică, realmente, de ce nu... Adică, faptul că își dau seama dimineața că e ceva nepotrivit, arată, după părerea mea, că își dau seama că e ceva nepotrivit. Păi, poate doar începutul acestui proces. Poate peste câțiva ani o să-și dea seama că e nepotrivit și în timpul zilei, când poate dormi sau poate vrei să te odihnești, sau poate ești la calculator, sau, doamne, păi da... Zilele trecute, numai acum vreo 2 săptămâni, a trebuit să dăm un telefon la Qatar să vorbim cu ei. Băi, nenică, și atunci îi luaseră toate pandaliile pământului. Deci, efectiv, nu se putea vorbi. Nu auzeam. Turat motorul, urlat, făcut. Dar dimineața, mă rog, eu... Da, nu prea avem ce să le reproșăm, avem... Dar cu toate astea n-am crezut niciodată că voi locui într-o curte cu oamenii care dețin casa, cu proprietarea casei și cu copiii. Eu am crezut inițial când am... Da, dar să fim corecți cu totul, n-au stat tot timpul și nu stau tot timpul. Deci au mai multe case, familia. Care familia în Filipine nu se depărtează niciodată de nucleul de bază prea mult. Adică există întemeitorii familiei și pe aia crește. Și nu pleacă, adică fac copii între ei. Adică între ei. Mă rog. Între veri, poate. Între veri, între astea. Deci rămân acolo o familie până se strâng 100. Sau își construiesc casa foarte aproape unii de ceilalți. Adică în spatele casei noastre sunt casele proprietatea familiei. 3-4 surori, da. Fiecare cu 3-4-500 de copii. La rândul case. Lor au 3-4-500 de copii, da, și da, căței, da, da. Și pisici. Da, și, da. Este... și se duc așa, sunt ca sardine în bancuri așa, de la unii la alții, da, știi? Și mai poți pleacă unul. Mai pleacă unul să duc în acum casa ăluia.
Da. Da. Mai pleacă unii, da, deci efectiv fac acest circuit pe la unii pe la alții și sunt zile când realmente se adună toți la noi în curte, mă rog, la ei în curte. Bă, și nu, e ceva de nedescris ce se întâmplă acolo, în fine. Dar este într-adevăr, îți știrbezi în intimitate și ăsta e un lucru oh. La care în cele de care e foarte acum important. Acum depinde și cum ești ca om. Noi, unul dintre motivele pentru care am venit aici a fost liniște. Da. Și nu prea. Și nu neapărat aici, ci cred că în general în Filipine este destul de greu să găsești liniște. Cred că se aude și apă. Da, da, ăsta într-adevăr e... Deci în permanență se întâmplă ceva gălăgios. Da. Deci de la vorbit tare, la karaoke-le la permanent, la cocoși, la câini. Și uite cum am sărit într-un alt topic și anume gălăgia și cocoșii. Iată cum, ce trecere naturală aș da, putea da, să adaug. Organic așa. Deci gălăgia asta permanentă care se întâmplă, nu știu. Dar de la ce pornește? De la intimitate. Intimitatea da. Am dus-o în gălăgie. Dar aș vrea totuși să ne întoarcem la comunitate. Pentru că aici am mai scris o chestie legată de comunitate și de faptul că mediul este unul foarte concurențial și competitiv. Faptul că există foarte mulți expați aici. Mm-hmm. Da, dar asta a fost și un lucru bun, dacă stai să te gândești. Că până la urmă nu cred că am fi rezistat. A fost un lucru bun pentru că n-ar fi existat majoritatea lucrurilor exact, de aici, dacă nu erau ei. Dar, nu știu, nu sunt. Inițial am zis că, vai, că sunt oameni frumoși care și-au dorit și ei să fie la plajă și același să lucru ca și noi, înceapă de o viață și nouă și să se iubească cu toată lumea și așa. În realitate, nu e. E pe apucatea. Da. Nu există autenticitate nimic. Toată lumea e concurentul, toată lumea e în concurență cu toată lumea. Toată lumea vrea să imite pe toată lumea. Nu lumea... există o relație autentică de prietenie. Bă, sau și de... n-au reușit nici măcar să-și consolideze afacerea, măcar ca și afaceri să se consolideze, să-și facă realmente un nu știu, o structură comună după care să se bazeze toți. Deci sunt în sensul în care, spre exemplu, toată lumea se aprovizionează din același loc, adică din Puerto Princesa. Dacă se duce ownerul unui restaurant în Puerto Princesa, păi se duce și cumpără tot. Adică dacă a găsit sos de roșii, păi se duce și cumpără tot sosul de roșii, în așa fel încât doar la el se găsește sos al de roșii. Al doilea care se mai duce, nu mai găsește. Deci automat ăla are tot avocadoul din lume, ăla altul nu are avocado, ăia toți au mango, ăla n-are. Nici măcar nu se ajută cu să-și împrumute unii altora, nu știu, supplierul de diverse chestii sau buyerul sau nu știu ce. Adică în loc să-și creeze o structură comună, nu știu, spre exemplu, uite cum le-am propus noi la un moment dat, să-și facă un fel de depozit la care se contribuie toți, cu frigidere, cu tot ce trebuie, aer condiționat și bla bla bla, în care să-și pună toate lucrurile acolo și de acolo să se alimenteze, să fie realmente să existe tot timpul ingrediente pentru toată lumea. Dar ei mi-a plăcut și, aici... și tot timpul modelul ăsta de cooperativă. Ție? Da. S-a plăcut, nu? Da, deci despre asta e vorba. Și în momentul în care am venit aici, mi-aduc aminte că nici cei de aici care stăteau de foarte mult timp aici și care au restaurante, au diverse afaceri, n-au știut cum să se raporteze față de noi, au crezut că suntem un potențial, că practic toți care rămân aici mai mult de o lună, două, trei, sunt potențiali concurenți. Ne putem deschide ceva, nu știi ce, dacă vrea aia, dacă îmi dă în cap cu ceva. O să cumperi un teren pe care și l-ar fi dorit el, dar n-avea bani să-l cumpere. Exact, știi? Și
informațiile pe care le-am primit au fost printre trei proaste să insera și una bună, nu știai pe cine să crezi, nu știai ce să faci și a fost așa o nebunie. Ca să nu vorbim de bârfe, frate. Da. Deci bârfeală... Și ce nu ne-a plăcut tot timpul să fim ăștia, de, oamenii prin care trec, adică nici măcar nu, cei care aud bârfe din toate taberele, dar nu le spun mai departe, nu, dar nu știu de ce, avem statutul ăsta. Spune de ce, că nu dăm cu papagalul. Păi știu, dacă încep să spar, nu-ți mai spune nimeni nimic. Și de acum încolo cred că asta o să fac. O să zic, prietene, nu, dacă îmi spui ceva, la revedere. Eu sunt de la care spune. Deci nu mă interesează oricum viața nimănui și așa în detaliu și așa, dar dacă mi-o spui, o să spun tuturor. Da, și cred că în felul ăsta încercăm. Încercăm data viitoare. Da. Mai avem ceva oare de adăugat la chestia asta cu comunitatea? Și cu faptul că nu există... Da, în fine, deci ideea este că nu există relații autentice și nu-ți poți construi, chiar cred că nu-ți poți construi relații autentice aici. Noi am reușit în cele din urmă să avem niște relații pseudo-autentice, așa, în sensul că în momentul în care nu s-au mai simțit amenințați de noi, au lăsat garda jos, au văzut că ne pot spune lucruri și că nu le dăm mai departe. Da, dar în momentul ăla noi am devenit, dacă n-am devenit concurenților, am devenit clienților. Și automat nu te pot spune, trebuie să te respecti cumva clientul și nu poți să... Da, dar nu poți să spui că au atitudinea asta de... clientul nostru, stăpânul nostru și că ne apreciază. Nu, dar potențial de a le călca pragul mai des dacă ei sunt mai drăguți cu tine, nu există. Nu de asta ți-au lăsat, nu de asta cred că au creat această relație. În fine. Deci să zicem că am încheiat și capitolul ăsta. Apoi, apropo de comunitate și de... mă rog, de oamenii care se perindă pe aici, să spunem și de tipul de oameni și naționalitățile predominante care determină dezvoltarea locului și, Doamne, subiectul meu preferat. Doamne, nu știu cum o spui, dar spun-o frumos, că nu vreau să creadă lumea că suntem nu știu cum, da, cuvântul ce? Ăla cu R, că nu suntem, că noi nu suntem. Dar data trecută ce n-am spus frumos? Dar nu știu, dar încerc să spui ca data trecută. Bă, că... ce mai țin minte? Oricum mă simt destul de ciudat, așa. Trebuie să repet asta, parcă am vorbit la pereți sau la ce, la crapi. Da, am realizat cât de influențat este orice loc de turiștii care vin în locul respectiv. Aude o bărbuță. Și în cazul nostru particular aici, cei mai mulți turiști sunt spanioli. Spanioli, da. Mă rog, francezi, italieni, dar spaniolii sunt, cred că sunt predominanți. Da. De asta și există cele mai multe restaurante, cred că sunt 3-4. Sunt, da, multe restaurante. Restaurante cu owner. Spanioli. Trag mai mult spanioli, care spanioli sunt destul de diferiți de spaniolii din Spania, deși provin din Spania. Da, adevărul că sunt foarte diferiți. Am observat chestia asta și cu chinezii. Chinezii pe care i-am întâlnit în momentul în care călătoream, îndeosebi în Thailanda, erau foarte diferiți față de cei pe care i-am întâlnit în China. Adică mult mai neatenți, mult mai murdari, mult mai... Mai căcălani, adică... Sunt neferind de cuvinte. Da, deci cumva nu. Plus că ei, neștiind foarte bine engleză, se duc în locuri unde sunt mai mulți spanioli, pentru că se ajută între ei. Și s-adună. Unul știe engleză, deci automat și sunt... Și s-adună, practic, 10, 20. Efectiv, bârjolesc pământ. Da, bârjolesc. Cred că nu ne mai auzim de toate pârțietorile astea. Puțin.
da, a plecat unul și vine altul. Și vine, nu, celălalt. Da, ideea este că din toată experiența pe care am avut-o aici cu ei, realmente sunt cei care respectă cel mai puțin locul, care respectă oamenii cel mai puțin, care fac cea mai multă gălăgie, care cărora nu le pasă de absolut nimic, și iar asta e un lucru pe care chiar l-am observat. Și când vezi o pernă uscată și tu ai venit de la plajă și ai umblat toată ziua și vii și te așezi cu ea ca și cum te-ai așezat nisip unde ai stat până atunci. Da, e adevărat, e adevărat. Da, ține de bun simț. Păi de, da, de bun simț. În fine, deci mi se pare că oamenii ăștia cumva dictează locul și direcția în care se îndreaptă locul și au cam dictat-o. Aici, cel puțin, să zicem că au cam dictat-o. Adică se vede un restaurant deținut de un spaniol versus un restaurant deținut de un, uite, de un neamț, cum este Rubin aici. Da. Se vede diferit, adică ca de la cer la pământ. E chiar diferit. Deși, uite, Juan, spre exemplu, Juan e excepția care confirmă regula. În fine. Hai să trecem la următoarele, după ce se depărtează și domnul. Asta, uite, de asta aș putea să mă ocup eu, dacă vrei, cu mici intervenții. Una dintre problemele cele mai mari, și asta problema pe care am descoperit-o încă de acum 5-6 ani sau când am venit prima oară aici, este mâncarea. Hasul. Și faptul că nu au cultură culinară, orice ar spune oricine. Persoane care au afirmat că Filipinele este, mă rog, le place cumva mâncarea din Filipine și se duc cumva în Filipine pentru o experiență culinară, nu știu, în fine. Ideea este că Filipinele e o țară preponderent carnivoră, iar pentru niște vegetarieni, cum suntem noi, este foarte, foarte dificil să găsim preparate gătite pentru noi. Iar acum 6 ani, 5 ani când am venit, am stat în Manila, mi-aduc aminte... Nu numai preparate, ci și ingrediente să-ți faci tu. Băi, și chiar mi-am lăsat aminte, uite, chiar o să zic despre chestia asta, după ce termin asta cu Manila. Deci acum 6 ani în Manila, efectiv a trebuit să stăm, n-am mai apucat să mai ajungem într-o altă parte unde voiam să ajungem și a trebuit să mai stăm încă o săptămână în Manila. Și mi-aduc aminte că toată săptămâna aia, fiecare zi, era o goană spre a găsi un loc, un restaurant unde să mâncăm. Și n-am mai apucat să ajungem în alt loc. De ce? Din cauza infrastructurii precare. Da, n-am mai apucat să mai ajungem în Baguio, undeva în nordul Manilei, în nordul Luzonului. Da, pentru că dura 20 de ore, nu știu când naiba dură, oricum foarte, foarte mult timp. Anul ăsta am aflat că e și foarte periculos și că treceam prin niște zone de astea foarte periculoase și că mai bine că n-am fost. Noi eram cu trollerele atunci după noi, călătoream altfel, aveam oricum și n-am mai fost. Și am fost amasat în Manila, am atea servit 7 kg, pe care nici nu le-ai mai pus la loc. Slavă! E bine că am avut unul să dau jos, știi ce zic? Da, deci a slăbit 7 kg pentru că n-am avut ce să mâncăm. E adevărat că lucrurile acum s-au schimbat și că Manila acum, uite, spre exemplu, zona în care noi stăm de fiecare dată când ajungem în Manila, în jurul ei sunt vreo 3 restaurante vegetariene, deci în momentul de față să zic că lucrurile s-au mai schimbat, ceea ce e foarte, foarte bine. Și motivul pentru care am ales să ne mutăm aici este că varietatea de restaurante care serveau mâncare vegetariană era ceva wow, adică unul dintre motive. A fost wow, nu ne venea să credem, la fiecare pas era câte un restaurant vegetarian. Nu ne-am dat seama atunci, dar am dat seama ulterior că motivul pentru care serveau mâncare vegetariană era pentru că nu exista electricitate și nu toți își permiteau să aibă un frigider conectat la un Și când spune nu toți, se referă la toată lumea. La toată lumea, dar nu aveau generator, prin urmare n-aveau produse care perisabile pe care să le pună în frigider. Deci totul era legume, fructe și toate preparatele erau făcute din fructe și din legume. Deci ăsta a fost un lucru bun. Însă este extraordinar de greu să găsești mâncare, iar acum, în perioada asta, în perioada în care sunt, spre exemplu, la începutul pandemiei, surprinzător,
piețele erau pline, deci în momentul în care am intrat în, în izolare, în martie, piețele erau pline, frumos aranjate. Mult mai bine aprovizionate și mai frumos aranjate ca în sezon. Da, deși restaurantele erau închise, mai erau câteva accommodation-uri deschise care aveau turiști și erau foarte, foarte, chiar apetisante, chiar îți venea să cumperi o grămadă de lucruri, aveau foarte multe lucruri. Și știi asta fost... din poveștile mele, pentru că tu nu aveai voie să ieși din nu, casă. Nu, a ieșit doar, a ieșit doar el. Ca să se înțeleagă. Da, a ieșit doar el că a avut timp de o lună eu am fost singurul care a putut ieși. De la 8 la 9 a ieșit să fac, să fac aprovizionarea. Da, și deci practic, iar, dar acum, uite, la 4 luni după ce s-a, după ce s-a declarat izolarea, ca să zic așa, în, în Filipine, acum piețele sunt extra de sărăcăcioase, sărăcăcioase, nu se prea mai aduce nimic pentru că nu, nu se mai aduce nu, nimic. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Băi, și nici, nici nu au... De nou, cred că ne întoarcem la chestia asta de coordonare. Da, deci filipinezii nu, nu se pot coordona. Să aducă unul, băi, adu tu cartofi, aduc eu morcov, adu tu castraveți, așa, nu. Deschide unul un magazinaș, aduce de toate și următorul deschide același magazin cu aceleași lucruri. Aceleași lucruri, exact. Și următorul vede că a mai deschis unul și că a avut succes, aceleași deschide lucruri. Același lucru. Până când în cele din urmă ajunge să se strice și tuturor se să putrezească. Deci, să... deci nu au... Nu au nu știu cum să... Ce e asta? Un simț? Common sense, să depărteze lucrurile, să îndepărteze lucrurile stricate de cele bune, să le facă poate prețuri separate, realmente să sorteze naibii preparatele în așa fel încât dacă pui un cartof stricat lângă alții buni să nu strice totul, deci nu au chestia asta. Dacă mango-ul au luat atâta și era verde și costa 200, nu mai poți să mai vinzi același mango negru tot cu 200. Dar preferă să arunce, pentru că am aflat după aia că preferă să le dea la, 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 la porci. Practic porci sunt cei mai bine hrăniți cu varză, care varză nu știu că neapă. Și ei consideră că nu e o pierdere. Da. Asta pentru că nu fac calcule niciodată. Nu există calcule, adică da. Nu. Orice afacere filipineză și așa funcționează efectiv după ureche. Da, da, au da. Avut niște bani, au băgat în ceva și după aia se întâmplă. Se da. Întâmplă efectiv exact. Și aia e, că ei nu știu câți bani au făcut într-o lună, pe ce s-au dus, ce... Nu, nu, n-au chestia asta. În permanență nu au bani. Nu, nu au bani. Da. Și mai e, da, uite, asta uite totuși... Cum dăm din una în alta, da. Dar asta, asta totuși a fost o chestie care pe noi ne-a învățat destul de mult. Adică, în mod clar, apreciem mult mai mult mâncarea. Adică, în București, aruncam mâncare... Eu am învățat să musaca, adică, și vreme mâncă. Da. Fac șnițele, pe când da, vreodată dar nu e vorba am pus de asta, eu mâna să fac ceva. Nu, nu, neapărat, nu e vorba de asta neapărat, dar în București era mult mai tentat să aruncăm lucrurile, să mergem să cumpărăm altele sau să... aici nu mai facem asta. Deci am, realmente am învățat să apreciem mâncarea, nu mai aruncăm lucruri, am învățat să mâncăm leftover-urile de ziua trecută și să nu fim oripilați, da, pentru că nu sunt stricate. Să nu. Conservăm resursele, adică da. Dacă n-am mai văzut avocado două luni și acum... Toată lumea aduce avocado, pentru că dacă a adus unul avocado și s-a vândut, aduc toți avocado. Practic, cumpărăm avocado și mâncăm avocado. Exact. Câteva zile nu ne stă în gât. Da, nu... da, da, da. Înainte nu prea... Mai ales prea că știm făceam. Că n-o să mai fie după aia, pentru că da. După ce li se strică avocado, după aia nu mai aduc avocado. Mai aduc altceva. Da, da. Până da. Îi se bă, resetează și... unuia memoria și aduce iar avocado. Și cumpără lumea avocado și după aia aduc toți avocado. Da, mai ții minte, am avut o, la un moment dat o situație legată de, de ciuperci. Deci avea, da. Unul, avea, avea unul într-un magazin o tonă de ciuperci și tachii ambalate, evident, separat în plastic, asta altă discuție. Nu știa ce vinde, deci nu, a întrebat el, deci Matei a cumpărat nu știu câte și a întrebat, dar ce sunt? Și a zis că sunt și tachii, în fine. Și la fel s-a întâmplat și cu tofu.
Și ne-am rupt. Dar alea n-au salvat viața. Da. Deci am luat un sac de ciuperci înainte de lockdown. Dar ideea este că ne-am rugat de ei cu cerul și pământul să mai aducă ciuperci, să mai aducă tofu, pentru, adică gen, vă dăm bani înainte, duceți-vă și comandați, că în mod clar își făceau aprovizionarea. Și nu pot face legătura asta între, băi, ăsta îmi cumpără tot, mai vrea, de ce naiba nu mai cumpăr? De ce nu mai comand? Adică, dacă voi comanda, ăsta va cumpăra. Îmi dă și avans. Nu pierd nimic. Nu înțeleg. Nu înțeleg care-i faza, hei. Deci, da. Asta legat de, nici nu știu de ce e legat asta cu exemplul ăsta. Nu, că o să ne tot întoarcem până ele. Deci, cred că o să vă... organic, e mai organic, dar cred că o să vă zăpăcim cu chestia asta, în fine. Deci, pentru mine, mâncarea într-adevăr, e o problemă. Greutatea cu care, în momentul de față, facem rost de mâncare este o problemă. Faptul că trebuie să gătim și uite, chiar spunea o tipă la un moment dat cu care am discutat acum ceva vreme, că totul a devenit foarte bazal, cel puțin pe perioada asta izolării, totul a devenit extrem de bazal. Ne trezim dimineața, ne gândim ce naiba mâncăm, ne gândim că n-avem, ne gândim că nu știm ce vom găsi în momentul în care vom cumpăra, vom merge în piață, după aia vii acasă cu ce ai găsit, gătești, mai te gândești la masa de seară. Și totul e așa, deci adică nu poți să te trezești dimineața să zici, băi, ce aș mânca, nu știu ce. Nu. Nu. Nu poți să pleci, spre exemplu, într-un trip sau la altă plajă, fără să nu te gândești să te întorci de vreme, pentru că trebuie realmente să mănânci, că nu te poți întoarce să zici că hai că nu mai avem timp să ne gătim, ne facem comandă. Nu există așa ceva, nu trebuie să te gândești. Totul trebuie să se rotească și să învârtească în jurul acestei mâncări și acestei resurse cumva, ceea ce e destul de stresant. Pentru noi a fost destul de stresantă perioada asta în ceea ce privește mâncarea. Nici nu am fost obișnuit cu chestia asta și poate de asta mi s-a părut atât de dificil și așa. În orice caz, chiar și acum obișnuindu-ne cu asta, tot e neplăcut. Da. Adică nu... E neplăcut, chiar am zis lui Matezi, băi, vreau să nu mai am grija asta, adică... Vedem părțile bune, da. Și am învățat niște chestii din asta, dar nu știu, pentru mine nu e ceva ce-mi doresc pe mai departe. Plus că trebuie să ne gândim foarte bine și să fim atenți la ceea ce mâncăm, pentru că ar trebui să nu ne lipsească lucruri, adică ar trebui să avem aport de grăsim și de chestii de genul ăsta, și să nu ne lipsească, iar lucrul ăsta e foarte important și foarte greu de făcut. Adică dacă vrei ghinoa, vrei avocado, vrei alune, vrei chestii, vrei... Inclusiv cașu care există aici. Deci trebuie să te gândești cu tot, să dai comandă, nu știu dacă îți vine. Nu, e ceva de nedescris, e ceva de nedescris. Inclusiv asta, dai comandă, vorbești cu cineva să-ți aducă ceva. Aduți aminte că deci când ne-am rugat de efectiv de cineva, aducă niște nuci de cocos care îți cad în cap, literalmente, mă rog, cele care cad nu mai sunt bune, deci nu le putem vâna pe alea. Și efectiv, plătit cât costă, plătesc, du-te și ia niște nuci. Urcă-te în copac pentru că poți face asta, ai această aptitudine. Da. Și nu se duc, nu știu, deci nu se urcă. Abia acum, după câteva luni practic inactivitate și de lipsuri, au început să vină să ne aducă cocos. Să se urce în copaci și să nu știu ce. Sau aduți aminte când i-am dat la un moment dat banii unei tipe care trebuia să ducă în Puerto să ne cumpere niște lucruri și efectiv am făcut noi o listă cu ce ne trebuie, am zis hai să nu fie nici prea mult, nici prea puțin, că nu o cunoaște pe tipă, nu știu ce. Și i-am dat banii, băi, și nu... După o săptămână, practic, când a revenit, nu știm ce s-a întâmplat. S-a stricat mașina, s-a rupt piciorul și a... Am zis bine că nu i-am dat naibii prea mulți bani, după aia, după o săptămână, a venit cu banii înapoi. A venit cu banii înapoi și a spus că a uitat să cumpere. A spus că a uitat să cumpere. După ce Alona a ținut legătura cu ea zilnic și îi spunea că s-a stricat mașina, că e închis la magazin, că lucruri pe care le știam că sunt. Deci, efectiv nu am reușit să găsim, dar în fine. Deci, într-adevăr, asta e tot accesibilitate și pe neseriozitate și Și infrastructură și precară și așa mai departe.
Uite, hai să trecem la un alt topic care e de destul de deranjant și așa mai departe. Lipsa masajului tailandez. Uite, câinii și atitudinea lor față de câini. Deci câinii aici sunt o problemă majoră. Majoră. Și asta nu pentru că spunem noi, pentru că există o populație enormă de câini. Da. Câini care sunt bolnavi, sunt prost hrăniți, sunt câini, practic, s-au format găști, haite, da. Știi, efectiv, să sfâșie unii pe alții. Deci, adică seara devine periculos. E ca într-o junglă. Da. Nu erau neapărat periculoși pentru oameni și așa, atâta timp cât erau și turiști și așa, dar după perioada asta de lockdown, că nici n-au mai fost hrăniți de turiști și așa, au ajuns efectiv să fie aproape sălbatici. Da. Să fie problematică și asta. Plus dejecțiile pe care le lasă, în special pe plajă. Deci plaja asta este o mare litieră. Da, e adevărat. Și asta e un lucru foarte frustrant, pentru că în mod normal te gândești să plimbi, știu, în picioarele goale de scurs pe plajă de la un cap la altul, dar nu poți face asta pentru că știi că există cucor. Nu. Cum dracu să zicem noi la rahaz de câine? Da, deci sunt toate resturile care rămân în urma câinilor există pe plajă, îngropate în nisip. Poți să iei acești cucorni despre care vorbeam atâi, de la câini și de la excrementele de câini. Și a avut un caz în familie, nu vrem să dăm. Am avut un caz în familie, nu vrem să mai... Deci, practic, e un vierme minuscul care îți merge prin piele, se vede... Uite, chiar cred că mai am niște poze, o să inserez niște poze. E dezgustător. Cucorn se numește, da. Este foarte, foarte nasol și e, da, ca să nu mai spun că nu poți să intri nici în apa asta, pentru că toată... Mă rog, în primul și în primul rând, pentru că apa vine pe plajă și pleacă, flux, reflux și deci ia în apă tot e o ce cadă e pe de... plajă și așa. Plină de... Iar faptul că, și acum iară revenim pe infrastructură, da. Faptul că nu există o rețea de canalizare, nici măcar... Fosele astea septice pe care le fac unii dintre ei nu sunt așa cum efectiv trebuie. Da. Înseamnă că de fiecare dată când plouă, totul se scurge pe plajă în acest minunat golf, de altfel, care nu mai are viață. N-a avut nicio vină, săracul. Deși a avut o grămadă de viață, au fost corale, a fost viața aici. Da, cu vreo 10-15 a fost distrusă. Dar revenind la câini, câinii nu au față de atitudinea pe care o au cei de la țară, cel puțin de la bunica mea. Câinele era ținut în curte, trebuia cei să scozească curtea. Cei mai mulți din câinii ăștia nu sunt câini vagabonzi, sunt câinii lor. Dar îi țin liber pe stradă, porcul e legat de harlesă, dar câinele e lăsat liber. Dar ce înseamnă câinele cuiva? Înseamnă că pornește de când sunt pui, da, și un copil ia un pui abia născut, da, pe care îl ține efectiv la sub braț și se plimbă cu el peste tot. Până când crește. Să joacă cu el, îl bagă în apă, îl îngroapă în nisip. Da. Să joacă cu alți pui ai altor copii și așa, cățelul respectiv, până când crește și începe să... Dar uite că aici scrisesem la un moment dat când am avut discuția despre listă și așa mai departe, de că am spus că câinii și atitudinea lor față de acești câini pe care îi consideră cumva self-sustainable și că le dau de mâncare și consideră ai lor. Sunt obiecte acești câini. Obiecte cu care... Și nu poți să faci, adică nu, spre exemplu, au fost o grămadă de, din câte am auzit pe aici, au fost o grămadă de altercații între oamenii și expați și nu numai, care au fost rătrați, mușcați și au vrut să se ferească de câini, au aruncat copii, în fine, au încercat să se ferească într-un fel, au avut un băț, o nuiau, nu știu ce,
Și de undeva de nicăieri a venit proprietarul câinelui, sau cum ne mai zicem. Sau de multe ori și au început turist, să se încerte, știi? În fine, asta legat de turiști, aici sunt o grămadă de probleme, pentru că îi și hrănesc. Sunt câini care vin la, uite, vin la o pizzerie de aici la Gorgonzola, pe care îi hrănesc cu lucruri nepotrivite. Nu, nu cred că trebuie să le cauzează alte probleme. Cu cocă și cu tot felul de lucruri, adică nu, și da, asta clar, sunt o grămadă de câini cu o grămadă de probleme de piele și așa mai departe. Hai să trecem la Hai să trecem la gălăgia permanentă și la nu cred că avem timp. Stai puțin. Facem o pauză, o scurtă pauză. Te rog să pui jingle-ul de pauză. Pauză. Ta-na-na. Bun. Am revenit, am revenit. Am băut și puțină apă, ne ștergem mustățile. Bine v-am regăsit. Transpirațiunile. Bun. Hai să trecem la următorul topic. În pauza de publicitate, Matei mi-a zis că a fost mai bun celălalt, că nu te-ai structurat tu cum trebuie. Băi, deci noi am înregistrat chestia asta înainte, dar a fost un haos, adică a fost un, nu, a fost, prima oară când am făcut asta. A fost prima oară când am făcut chestia asta. Într-adevăr, a decurs totul, dialogul dintre noi a fost foarte ok, foarte natural, nu știu ce. După aia ne-am dat seama că se oprise camera, prima cameră cu care am înregistrat, se oprise la vreo 20, a înregistrat 20 de minute, apoi am pus GoPro-ul, ăla l-am înregistrat. Și am zis, gata, hai să facem cu telefonul și cu asta, basta, o fie ce o fie, că nu mai... Până la urmă avem aici scriptul, ce ne ce... Băi, deci să trecem la cea mai mare problemă. Da, mă, toate mi s-au părut mari până acum. Internet. Deci cea mai mare problemă este acest internet care mănâncă zilele. Deci dacă se hrănește cu zile, nu! Deci nu soția se hrănește cu zilele bărbatului, internetul se hrănește. Deci acest internet îți întinde, uite, deci așa. Internetul în Filipine nu se plătește în pesos, se plătește în zile, în viață. Da. Câte vieți crezi că a curmat acest internet? Timp din viața ta, din viața ta pe care îl petreci, da, uitându-te la ecranul laptopului, așteptând să plece de în outbox un mail de 12 kg. De 12 kg, frate. A fost, s-a întâmplat. Băi, deci este ceva, o să vă arăt că, o să inserez pe aici pe undeva, o să vă arăt cum ne încărcăm internetul pentru cei mai... Am văzut că unii arată aici pe undeva. O să inserez de aici, aici. O să inserez aici. Dar, o să nu, fie dar nu știi dacă o să inserez. Păi acolo, eu dacă sunt aici, în partea asta a ecranului, o să inserez aici, mă gândesc, nu? Da. Deci o să inserez pe aici pe undeva cum ne încărcăm noi internetul și pentru aceia mai vechi dintre voi, ca să nu zic bătrâni, învechiți, pentru cei învechiți, poate ca pe vremea cosmoteului, aminte, nu? Da, de vremurile când aveam cartele prepaid. Da, frate. Și totul era pe promoții. Băgai și de codul steluță, mesaje 3030, și... 333, nu știu, da, care naiba era. Aoleu, deci așa este aici, o să vă arăt cum îmi încarc cartela. Mi se pare cumva că e mai rău aici. Dar nu-mi dau seama dacă e o chestiune subiectivă, că am trecut eu până asta. Dar nu uita că noi n-am avut internet pe cartelele alea, aveam doar text și nu știu ce. Nu, deci de asta cred da, că mai nasol. Dacă stai pe dial-up să prinzi aia de sau de telefon, să stai pe Mirc și doar, deci nebunai. Eu n-am provenit dintr-o familie înstărită, da. Nu, eu am avut cu cablu, mă conectam, nu știu cum, că dacă te conectai, nu mai aveai fix, nu aveai telefon fix. Și se auzea în unitatea de la calculator, sunetul ăla, știi, când s-a conectat. Da, s-a conectat. M-au zis și eu la alții cum s-auzea, da. Da, deci acest internet este o mare, mare problemă, a fost o mare problemă. Există internet, deci antena e undeva în partea așa, în partea aia pe una pe sus. Și da, ți-a auzit bine, antena. Antena. Este o singură antenă. Este o singură antenă. La, practic, 5.000 de rezidenți permanenți. Plus turiști, da, plus turiști. Deci este ceva infernal în momentul în care există, în sezon nu prea poți să te conectezi. Matei a avut de nenumărate ori episoade în care s-a dus
Psihotice. Psihotice, la care, în care s-a dus la plajă ca să cu laptopul, ca să poată să trimită un mail sau să dea un telefon sau să primească un telefon. La începutul, înainte să avem antena asta care practic ia prea semnalul și îl bustuiește, a trebuit să mă duc, trebuia să mă duc în fiecare zi ca să postez pe Instagram în câmp să postez, că nu aveam semnal. Ca să vedeți ce eforturi. Ce eforturi. Ca să nu mai, să nu mă mai întrebați de ce nu fac video, de ce nu fac aia, nu am cum să-l uploadez. Acum există un, nu știu, ne-a zis cineva chiar astăzi, există un plan. Nu crezi? Nu, știu planurile, deci planurile au fost înainte să venim noi aici. De a trage cablu. Da. De a trage cablu și de a avea și porbarcă în cablu. Am vrut noi să aducem cablu. Da, da, da. Am vrut noi să aducem cablu și am spus, noi facem noi această investiție pe sistemul cum s-a făcut și la noi, cum s-au făcut rețelele de cartier. Construim noi infrastructura și după aia când sunt suficienți clienți, vă vindem înapoi. Cu un mic profit, bineînțeles. Nimeni nu face pe degeaba, nu? Da, mă, deci nu știu, a fost, e ceva, deci dar asta nu s-a cu internetul... putut, nici asta, nu s-a putut. E foarte nasol, într-adevăr, și nu e, adică, nu știu dacă cineva își imaginează cât este de slow aici internetul. Adică, iarăși, fac comparația cu ca turist, nu știu, poate nu-ți dai seama, poate nu te aștepți. Nu, mă, dar nu simți la fel, da. Că ești în vacanță. Oricum vii seara, vrei doar să pui o poză sau ceva, bei o bere, mai vezi una apus, aia nu merge poza, lasă că o pun mâine că... sau din aeroport. Sau, da. Adică nu e o chestiune așa stringentă, nu știu, nevoia nu e stringentă. Da, așa e. Când ăsta e internetul și așa e și mâine și poi mâine și ăsta e și săptămâna viitoare. Există și mai rău deloc, cum e acum, spre exemplu. Da, acum abia m-am chinuit să uploadez un video. Da. E nasol. E foarte nașpa. Trebuie să te adaptezi mental. Da. Mai... Dar am învățat și despre internet, am învățat o grămadă de lucruri pe care nu le știam. Atunci când îl ai de-a gata și e, ce vă dau click Google sau aia, gata, internet. Am învățat cum funcționează internetul, care-i treaba și cu lățimile de bandă și cu semnalul și cu... Da, uite că apropo de chestia asta, am învățat să ne și filtrăm mai mult informația la care ne expunem. Da, absolut. Acum da. Suntem mult mai atenți la cu ce că trebuie să downloadăm de pe YouTube, înțeles? Ne putem uita așa. Nu poți să mai scrolluiești, uite, îmi place thumbnail-ul ăsta, hai să văd cum e video. Nu există așa ceva. Să-l documentezi înainte. Au fost momente în care ne-am luat țeapă, ne-am dat niște chestii și erau țepe, nu știu, la un moment dat ne-a recomandat Lucian un film și am zis că îl găsiți pe YouTube, l-am downloadat și era de la țeapă. De era țeapă. 3 ore de film. Am stat toată noaptea să se downloadeze, deci ceva de nedescris. Netflix are vedere, nu mai există Netflix, nu... Fluture de la deschid, tot pasări, pe la albastru, dacă poate atât, vine. Atât. Ce mare e! Dacă pare că vine în casă. No. Ce mare e! Aha. Stai nemișcat. No, deci a trecut fix în spatele camerei. Dar vă spunem noi. Deci este ca cât un liliac, atâta. Vai, ce drăguț e. Foarte frumos. Negru cu verde, nu? Cu albastru. Deci Netflix nu am reușit, nu. Deci nu există pentru noi, s-a dus totul, tot ce e legat de internet este foarte filtrat, foarte atent selecționat. Dar am putut să citim mai mult, am putut să dedicăm mai mult timp relației noastre și să ne cunoaștem mai mult. Ce bine. Da. Ce a drăguț. Fost bine. Da. Ce drăguț. Am învățat atât de multe. Băi, ce că te-am hrănit cu... Adevărat ce apreciez tot ce ai făcut. Foarte greu. Hai să spunem în acest sunet de cocoș să ne ducem ușor spre gălăgie și cocoș. Am vorbit despre asta, oare? Tangențial. Este... Băi, deci este o gălăgie aici nedescrisă. Ai zis acum că... vii aici pentru liniște și te aștept să găsești liniște, dar... În Filipine este gălăgie peste tot. Da. Deci peste tot. Peste tot unde există oameni, da. Există câini, există cocoși,
și cumva există un aparat ăla de karaoke sau măcar un microfon și o boxă de aia gâjâitoare. Da, 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 să, da. Să spulbere, nu știu, sunetul valului, sunetul vântului. Da, 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 e... Deci este oriunde, oriunde, oriunde te duci, nu știu, și inclusiv când te duci foarte departe. Ai văzut de multe ori, a fost pe insule de-astea sau în zone de-astea. La un moment dat apar niște câini și după aia vin niște oameni. Și cocoși, ceva. Nu știu, deci da, cocoși sunt nelipsiți oricum, chiar sunt nelipsiți, au mare grijă. De cocoși chiar au foarte mare grijă. Da, și te seacă, deci la un moment dat te seacă, nu se termină niciodată. Și au tendința... obiceiul de a vorbi unii cu alții de pe un mal pe altul. Adică dacă vin, se întâlnesc doi oameni, de exemplu cum vin la Jane, la tipa asta la care stăm, vine sora-sa la ea, vorbesc acolo ce vorbesc, după aia pleacă sora-sa, trece de poartă, adică 5 metri, nu, și brusc iau iarăși mă. În principiu se salută când sunt unul în fața celuilalt. Așa. Și după aia și continuă drumul. Da. După care și aduc aminte că trebuie să spală că la tine le ven. La le le. Și tare, măi, și tare și râd și fac, dar și continuă să depărteze și să vorbească adaptându-și tonalitatea și volumul la distanță. Evident, da, da. Deci lucru pe care nu mai readaptează după aia. Nu. Deci și când stă aproape vorbesc tot atât de tare. Exact. Deci e ceva, vai, câteodată râzi, dar alte ori să mor. Deci tot, nu se poate râzi așa ceva. Când ești expus temporar, da, e amuzant, când... observ, da. Aha, uite ce diferit e, dar după da, aia... când ai treabă sau când vrei realmente să te concentrezi la ceva, nu poți. De multe ori am stat cu urechi, cu căștile în urechi. Sunt nopți în care efectiv dormi cu dopurile de urechi, pentru că nu se mai poate. Când ai de dat telefoane și nu poți să vorbești cu un om la telefon și să se audă... Eu am avut întotdeauna capacitatea de a mă deconecta de mediul înconjurător cumva și să fiu un elementul meu când fac ceva. Da. Aici cumva nu. Au fost momente în care efectiv nu am putut. Și ăsta e un alt lucru pe care l-am apreciat tot timpul și pe care l-am căutat. Mie mi-a plăcut mai degrabă să fiu într-un loc unde se vorbea o limbă străină pe care nu o înțeleg, unde se întâmplă lucruri pe care nu o înțeleg, că nu mă perturbă. Da, da, da. Ăștia cumva te perturbă și neînțelegându-le limba. Băi, adică... și au chestia asta, vorbesc cântare când ce, cântare când ce. Ca adolescenți. Da, când li se schimbă voce. Voce de-aia de adolescent, dezvine de... Potărăște-te, dracu, ești pițigăiat sau vorbești ca un om normal? Da. Hai să trecem și la ultimul lucru. Că ea rămâi nefricos. Că știu că tu ești și nefricos. Uite așa. Mai fac un jingle de ăsta? Hai ce? Fă un jingle pentru ultimul, chiar la numărul 13. La numărul 13, depărtarea față de alte locuri, așteptări nerealiste și că am fost destul de ignoranți. Eu zic și... Ignoranți, eu zic că suntem în continuare. Suntem în continuare. Băi, deși am zis noi că ne mutăm aici, că mamă, suntem aproape de Thailanda, suntem aproape de toată Asia pe care o străbăteam în lung și în lat plecând din România. Aici, gata, suntem aproape de tot. Putem să mergem prin toate locurile pe unde n-am fost până acum. Imediat, așa s-a tot. În realitate, da. Să pleci din Filipine în Thailanda, spre exemplu, fix același lucru cu a pleca din România în Thailanda, da. Adică durează la fel de mult. Din Manila în România, acum când plecăm, facem 17 ore, da. Ca să ne înțelegem. Și când am fost ultima dată în Thailanda, spre exemplu, câte ore am plecat? Nu știu, dacă n-am fost în Bangkok, am făcut 12 ore. În Bangkok, dar în Phuket facem viață, mult mai mult. Efectiv, schimb mai multe mijloace de transport, da. Schimb, da. Nu, e îngrozitor. Da, mă rog, na, asta este. Și culmea că și asta cumva am știut, că nu e prima oară când venim aici, nu am venit. Este peste tot foarte greu să ajungi. Da, da. Iar ne întoarcem cumva la infrastructură.
singura infrastructură, să spunem, decentă, ar fi în Boracay, cred. Deci în Boracay, da, se poate ajunge decent din Filipine. Da, se poate ajunge decent din Filipine sau în Cebu. Uite, poți să ajungi direct în Cebu, din câte știu că zboruri din internaționale din în Cebu. În rest, și aici, în Palawan, ce? Și fata asta. A venit cu scuterul până aici. Da. Practic are toată plaja să-l poată întoarce. Și ce a decis să facă? Să-l oprească, da, să pună cricul și să-l întoarcă pe cric. Să se chinuie cu el în loc să-l întoarcă. Băi, a reușit. A reușit, de-a mea. Rezultatul în cele din urmă este aproape același. Da, dar altă alternativă era efectiv să stea, să-l lase, să zică lasă că vin mâine. Și să-l ia mâine. Un lucru care s-a mai întâmplat. Da. În fine. Da, deci cumva am fost foarte naiv să credem că suntem aproape de tot și că doar ne urcăm în avion și suntem aproape de tot, dar nu este așa, deși înainte de pandemie erau o grămadă de zboruri care zburau din Palawan în Ești Manila. Ești foarte departe de orice. Ești. Și ne-am dat seama că, nu știu, avem nevoie să fim într-un loc care este mai accesibil. Da. Adică dintr-un loc accesibil te poți retrage într-o chestie asta, cum să spun. Oază într-un loc mai remote. Da, sau... te poți retrage, da. Dar dintr-un loc retras nu poți veni într-un loc de Adevărat. Și mai degrabă, eu aș prefera să fiu un pic mai departe de un loc accesibil. Că în momentul în care ești un pic mai departe de un loc accesibil, ești practic ca aici. Da, E destul de remote, pentru că din locurile accesibile oamenii prea pleacă. De-aia vin acolo. Da. Accesibil. Da, ne-am dat seama și asta scrisem și pe blog în momentul în care am făcut articolul în care am anunțat că vom pleca și că ne vom duce înapoi în România. Ne-am gândit la chestia asta, că vrem să fim lângă un loc în care, în principal, am vrea să fim la o distanță regulamentară de un aeroport internațional pe bune, care să lege locul respectiv de Europa printr un zbor direct, fără să trebuiască să ne mai așa. De exemplu, acum suntem blocați aici, fără a putea pleca, adică noi suntem într-o insulă, realmente Siciliați blocați, nu putem accesa capitala sub nicio formă. În condițiile în care aeroportul ăsta e un aeroport internațional, dar care leagă doar Palawanul de Hong Kong de Taiwan. În condițiile în care, în mod normal, un zbor de o oră. Nu, nici măcar, dar adică zborii realmente 40 de minute. 40 de minute de zbor de aici, din Palawan până în Manila. Și nu se poate așa ceva, adică dacă eram în Manila era altceva, dar, sau dacă eram pe insula unde există acest aeroport internațional de care ziceam. Și vrem să fim aproape de niște, nu știu, de un loc orice, de unde ne putem aproviziona decent, de unde să avem acces la lucruri, dacă avem nevoie de, uite, să fim aproape de un masaj, să mergem la un film, să mergem la, nu știu, să mergem într-un hotel mișto. De chestii, uite, de necesitate, cum a fost, pe exemplu, când ți-a stricat tipa aia... Încărcătorul, da, mi-a stricat-o tipul în încărcător. M-am putut cumpăra un încărcător pentru că eram în buchet. Da. Băi, apropo de infrastructură și apropo de toată chestia asta, uite că asta chiar e un topic bun, în ideea în care cât de... Deci am fost efectiv toată perioada asta stresați, îngrozitor, să nu ni se strice aparatul foto, să nu ni se strice laptopul, să nu ni se strice nimic, pentru că nu avem acces să ne luăm altceva dacă este vorba de a se strica. Asta apropo de ce spuneai tu, că atunci când mi s-a stricat în pucheta asta, m-am dus la mall și mi-am cumpărat un încărcător. Adică a fost atât de simplu. Dacă se întâmpla asta aici,
Nu, nu avea. Iar dacă se întâmpla asta, aici o perioadă în care am fost izolați, eram deja, era deja... Deci, am, în concluzie, ceea ce am scris noi aici, este internetul, internetul într-adevăr. Asta se cere o mare problemă. Infrastructura, da, și da, gradul de dezvoltare, mm-hmm, inclusiv socială. Da. Mâncarea. Mâncarea, mai exact, lipsa ei. Lipsa de organizare și infrastructura, am zis, și asta, neseriozitatea. Gălăgia, da, infernală și permanentă. Comunitatea, faptul că nu avem intimitate. Și câinii. Câinii, depărtarea față de alte lucruri și cam astea sunt motivele care stau la baza plecării noastre de aici. Într-adevăr, dacă stau să mă gândesc, perioada asta cred că ne-a ajutat foarte mult să luăm această decizie, pentru că dacă am fi plecat înainte, cred că ne-am fi întrebat ce ar fi fost dacă. Da. Și cred că a fost o decizie bună să rămânem, deși a fost o perioadă foarte grea a vieții, dacă vreți. Au fost niște 6 luni de zile destul de dificile. Da, dar în care am învățat o grămadă de chestii, da, ne-am redescoperit. Exact. Și da, deci cam astea sunt motivele. Îmi pare bine că am rămas ca să putem să clarificăm așa cât de cât ceea ce ne dorim pe viitor. Și mai ales cel mai important, deci dacă n-am fi rămas, n-am putut să facem asta acum. Da, frate. Să fie asta încheierea oare? Mai bagi un jingle? Să fii tu încheierea, Doamne. Asta era un vechi, un banc pe care Matei... Dar nu știu ce să mai fac. Poți să spui un banc la care să nu râdă nimeni. Bine, mă. Bine, vă stai jos nota 10. Haide să... Dar poți să spun și un banc dacă... Nu, data viitoare. Data în altă emisiune. Exact. Sănătate multă, numai bine. Mulțumim pentru vizionare. Doamne, Hristos a înviat.